Bine v-am regăsit! Mă bucur că v-a plăcut de Victor. Bă, dar ce... Mă și gândeam acum că... Ia, două secunde. Mă și gândeam acum ce... Ce înseamnă pregătirea teologico-pastorală. Efectiv, omul e pastor. Absolut super. Mi-a super plăcut. Mi-a super plăcut de el. Omul, efectiv, adică calmitatea asta și modul de a spune o poveste și de a transmite un mesaj. Foarte cute. Semnul exclamării Pride, merge și semnați petiția dacă n-ați făcut-o încă. Dați, puteți să dați și mai... De fapt, nu puteți. Dați și mai departe să fie semnată. Și clipul pe care l-am văzut mai devreme a fost și pe TV, dacă nu mă înșel. De fapt, nu mă înșel, sigur, a fost și pe TV. Foarte drăguț. A însemnat șeful, e așa? Da, o să pun și pe YouTube. Victor și doamna Filia au fost invitații mei preferați până acum. Doamna Filia. Și veniți la Pride, da. Mi se pare fantastic că am găsit pe cineva care este în aceeași situație cu mine. Anul trecut am terminat facultatea de teologie și de un an sunt într-o perioadă grea de reprofilare pentru că sunt gay. Mai era un om care a zis aproape motamo exact ceea ce ai scris tu aici. A fost pe la începutul stream-ului. Like, efectiv motamo ce ai scris tu acolo, a scris și el la începutul stream-ului. Voi să semnezi dacă sunt minor? Normal, de ce să nu ai voi să semnezi dacă ești minor? Mai aveți întrebări în legătură cu Pride-ul, în legătură... De fapt, da, în legătură cu Pride-ul pe care, nu știu, poate vreți să vă lămurez cu ceva, poate vreți să... Păr, din umila experiență, nu că m-aș pricepe sau ceva, dar din umila experiență de a merge la Pride-ul de câțiva ani. Nu. Bravo! Ăsta e răspunsul pe care îl căutam. Live-ul cred că o să se facă pe Facebook, bănuiesc, la accept? O să întreb și să vă zic. Și da, mulțumim mozilor pentru moderare de fiecare dată cât este un invitat aici. Unii oameni de aici, bine, probabil sunt copii sau ceva. Absolut demonici când e un invitat, mă, frate. Vine invitatul aia, nu mai ai, cum îi zice... E ca la alea cu de spune video, cu jocul, cum îi zice, cu ăla de sare pe trenuri. Așa se vorbește, vine aici un om care vorbește puțin mai încet sau despre ce, dar vorbește mai mult despre ceva ce nu te interesează pe tine în secunda aia. Oh! Da, Subway Surfers. Oh, n-am Subway Surfers. Și începe să scrie căcaturi în chat. Like, orice căcat. Cabone89, care și-a făcut cont pe Twitch în 2014, ne întreabă: de ce crezi că trebuie să se afișeze atât de mult asemenea persoane? Ok, există, sunt, dar 1000 de evenimente, etc. Cabone89, spune-mi care este 1000 de evenimente. Numește-mi alt eveniment în afară de primul, în afară de cel care se face o dată pe an, într-o săptămână. Cabone, numește-mi un alt eveniment cu această destinație în afară de Parada Pride și evenimentele micuțe din jurul Paradei Pride. Mai poți să mai numești alt eveniment? Paul. Am simțit ironia în tine. Păi peste tot în lume, nu? Păi da, peste tot în lume este un eveniment pe an, nu? Câte alte evenimente Pride sunt peste tot în lume? Sau ce faci, le numești pe fiecare din fiecare țară și astfel sunt 200 de evenimente Pride? Sau cum funcția? 200, mai puțin. Nu LMAO. Păi zi-mi, frate, atunci. O să iau în serios întrebarea pe care ai pus-o. Zi ce alte evenimente sunt.
Sper fantastic asta și că adică auzi de undeva și rămâi cu spălarea asta pe creier. Adică nu cum cumva să zic decât de nu să te jignezi, dar gen nu te întrebi și tu care, ok, e Pride, ce alte evenimente sunt? Ce să zic, asta văd la TV și pe net. Păi ce vezi? Asta zic, știi, te uiți undeva și tu rămâi cu impresia asta. Oh, sunt miliarde de evenimente. Care sunt? Zinile și nouă. Aș vrea să știu. Mai merg și eu la altele. Dar care sunt? Sau ce? De la ce te referi? Că se mai face un... se mai face un... drag show? De trei ori pe an pe undeva? Asta e problema? Ai încercat să nu te duci la evenimentele alea dacă te deranjează? Probabil n-ai fost pe stream la început. Am menționat de ce se vorbește atâta. Atâta. Pentru că vorbim despre o comunitate și despre niște oameni care nu au aceleași drepturi ca noi restul. Lucru care, pentru mine personal, mi se pare un lucru important de adus în vedere și de luptat. Și am părerea asta despre absolut toate persoanele și toți oamenii care sunt în această situație. După cum puteți observa din discursurile mele și din videourile mele și din orice altceva, comunitatea queer nu este pe vreun piedestal al oamenilor fără drepturi, care le lipsesc unele drepturi. Sunt o crică de oameni și o crică de comunități în această lume și în această țară care nu le sunt acordate toate drepturile. Comunitatea queer este una dintre ele. Și eu personal vreau ca toți oamenii din această țară, în această lume, să beneficieze de aceleași drepturi ale omului. Și drepturi în legislațiile din țările respective. Și până la urmă la asta se ajunge. Ai o problemă, zi frățioară, ai o problemă cu egalitatea, nu? Sau care e problema de fapt? Adică la asta se ajunge. N-am mai zis nimic, m-a lăsat să vorbesc. Omul a băgat binge la 8 sezoane de RuPaul's Drag Race pe Netflix și pe urmă a zis că e zilling la TV. Da, scrie lista de evenimente. Păi da frate, dar uite că a pus și Ikea steagul cu curcubeu. A intrat în teta. A, uite, răspunsul lui. Doamne, ce papagali pe aici, scuze. Lăsați miștorile și caterincile. Deci faptul că ți-am răspuns serios nu e bine, nu? Ți-ai dat seama că n-ai absolut niciun argument, așa că te-ai luat de oamenii care fac mișor de tine pentru întrebarea stupidă pe care ai pus-o, la care eu ți-am răspuns serios. Ador oamenii ăștia, de vinii să dezbată. Ok, fire, dar ia zi-mi și mie. Și pe urmă rămân, în secunda 2, rămân cu zero argumente și încep să ia de altceva. Da, de ce îi păc pe piept-o? Și dacă da, și dacă îl trolam și luam eu la mișto primul, de ce nu-mi răspund serios, ha? De ce nu-mi răspunzi, ha? N-ai tu argumente. Dă băga bune lista. Dă băga bune, mai vrem să mai mergem și noi pe la alte evenimente. Dacă zici că sunt. Da, și dacă îi dau ban acum, strigă pe Reddit că-s comunist, exact, da. Ce argument în pâlămă? Nu e clar că peste tot în lume, în țări unde e legalizată treaba, se tot fac parade? Despre asta vorbeam. Da, măi, prostea, da, asta am zis. Se face o paradă pe an. Se pare exagerat de mult o paradă pe an? O zi din 365 se pare exagerat de mult? Asta e problema? Se pare prea mult, nu? Le dăm prea mult. Care e scopul acelor parade? Te duci tu când pun eu video pe YouTube, te duci și vezi la ce am vorbit în ultimele 2 ore, dacă n-ai fost aici și ai venit să te bași ca chilotul în cur. O întrebare strică de curiozitate, ce șanse sunt să aibă efect petiția? Orice petiție poate să aibă efect în sensul de presiune mediatică și de presiune pe niște parlamentari care le pasă sau care sunt afectați one or another de chestia asta.
petițiile arată presei în primul rând și pe urmă oamenilor de la conducere că există un interes real pentru o problematică. Dacă vreți un exemplu foarte bun pentru toți ratații care urlă, oh, fire, te pune-l pe oameni să semneze petiții și nu se întâmplă niciodată nimica. Cred că cel mai bun exemplu este ăsta cu jocurile de noroc. Că în secunda în care eu, Mircea Bravo și încă trei persoane cu un oarecare rici am început să împingem chestia asta alături de presă, alături de alte persoane publice, alături de ăla, alături de oameni normali, nu-i așa, care s-au semnat petiția și toate cele, uitați-vă în jur. Nu mai stă atât de multe reclame la păcănele. Multe dintre ele sunt cu joaca responsabilă acum. Este asta o schimbare să zici că s-a dat pula peste cap? Nu, dar s-a pus o presiune și s-a pus o presiune și din punct de vedere legislativ. Au apărut și au fost împinse mai multe legi de interzicere a reclamelor la jocuri de noroc. Și cum a zici, păi da, nu s-a întâmplat nimic. Așa este, pentru că lumea nu este alb și negru și în secunda în care e semnat o petiție se schimbă lumea 180. Dar funcționează. Este o mică părticică dintr-un întreg sistem care poate sau nu să funcționeze. Depinde de la caz la caz. Gabon 89. Deci în Germania și în alte țări există doar o paradă LGBTQ pe an? Asta susțineți voi? Dar unde locuiești, frățioare? Da, normal că există o singură paradă Pride. Dar câte există? Zine tu că tu probabil trăiești în Germania, știi mai bine. Hai zi. Da, răspunsul este da, există o singură paradă. Chiar am fost la una în Hamburg. Câte există? Zine, dacă tu știi mai bine, zine tu câte parade Pride există. Când vă zic că habar n-au, vin aici doar să se ia în gură și habar n-au despre ce vorbesc. Căci, asta e de fiecare dată. Mă, eu fac și dintr-o postură de entertainment uneori și dintr-o postură de... Oamenii n-au ce să zică, man. Mi-a zis ok. Zero dovezi, zero, știi? Se ceartă cu tine și poate zice ok. Ok, frate, n-am zis altceva. Atunci n-am ce să mai zic. Dar hai, dar arată-ne dovada că există 18 milioane de parade. Arată, sau oare la ce se referă? Se referă că sunt mai multe parade în mai multe orașe diferite? Sau la ce credeți că se referă? Ce credeți că este în capul lui? Haide-mi, marg și-mi pune de aici. Acum a schimbat, a zis că nu, că de fapt să ieși în grup ca persoane gay este la fel ca Pride-ul. Hai, marș în gâții mătii. Da, numără fiecare paradă din fiecare orășel ca fiind evenimente separate, exact. Gabone doar e supărat că nu o să fie niciodată ca Dănuț și îl doare. Nu, dar Gabone era un nume bun. Era un nume bun de memă. Era un nume bun de memă, Gabone. Iar a venit Gabone, știi? Era bun, dar e prea enervant. Dar știi, conceptul de a fi supărat, asta mi se pare de fiecare dată superb, conceptul de a fi supărat că există una sau 15.000 de parade. Păi, nu știu, ai încercat să nu te duci la ele? Cu ce te afectează exact că există? Ca și cum ar afecta pe mine, că există concerte sau... Cu ce te fute? Exact. Cu ce te deranjează? Perturbă liniștea, somnul? Ce se întâmplă exact? Nu te duce, frățioare. Bă, dar de ce există atâtea sărbători religioase, frate, pan? De ce există atâtea pelerinaje, pană? De ce există atâtea slujbe la biserică? Băi, în fiecare duminică slujbă la biserică, frate, mă perturbă. Cu alea niciodată nu e o problemă. Problema e întotdeauna cu niște oameni care n-au toate drepturile în această țară.
Bă, cu meciurile de fotbal, da, uite ce foarte bine Muna. Cu meciurile de fotbal, de ce n-au făcut lume înfrățioare? Acolo e paradă, la meciurile de fotbal e paradă. Când vine toată galeria de la Steaua, de la Dinamo, să plimbă prin tot orașul, face scandal la metrou, să bate cu jandarmi prin tot, acolo e scandal. Cu alea nu, nicio problemă? Doar cu persoanele queer, am înțeles. E ca și cum ar afecta pe mine gala RXF. Efectiv. Dragi prieteni, care vă ocupați cu asta sau care aveți prieteni care se ocupă cu asta, oamenii de la Blondie au nevoie de un animator 3D care să-și dedice pro bono, nu știu, o zi, două, pentru a-i ajuta cu o animație. Vor să facă un spot care intre și pe TV, dacă nu mă înșel, și au nevoie de ajutor cu o animație, cu un cadru specific, cu o animație specifică, da? Adică nu cu tot reclama, n-am exagerat când am zis o zi, două, adică știu să estimez cam cât durează pentru o chestie de genul ăla. Au nevoie de o animație 3D. Deci dacă dacă vă pricepeți la animație 3D și sunteți dispuși să contribuiți pro bono o zi, două pentru, ok, două, că probabil ești cu feedback, pentru un spot al asociației Blondie, vă rog dați-mi un mail pe firesilvio@gmail.com. firesilvio@gmail.com. Ups. Mail-ul în chat acum. Și vă punem în legătură cu cineva de la Blondie și vă explic exact despre ce e vorba. Vă dăm să vă uitați. Vă dau eu să vă uitați. Băi, cu par. Băi, cum de nu m-am gândit la chestia asta, mă, frate? Băi, bine că mi-ați zis voi, mă, nene. Cu par știe să facă 3D, dar nu știe să facă genul ăla de chestie care au nevoie. De asta am specificat de un animator 3D și nu de cineva care a intrat să facă 3 chestii. Bă, am văzut ceva apropo de... Da, efectiv, nu băsesc cu 3D. Apropo de părinți care merg la Pride cu copiilor adolescenți, am văzut pe stradă, pe Calea Victoriei, o fată adolescentă cu maică sa de mână, amândouă arătau așa foarte punkiste, foarte cool. Și fata se ducea și dezlipea țipil de fasciste de pe stâlpi și maica s-o aștepta și mai mergeau mai departe și fata s-o oprea, dezlipea țipil de, mergea mai departe. Păi șmecher. Eram în spatele lor și maica s-o aștepta și am făcut lui maica s-a respect gen, de gen de la depărtare. S-a uitat așa la mine. Foarte cool. Dar gen s-a uitat așa de parcă, ce vrei, mă? Bine, mă, hai. Punkiste Juggernaut, dacă îmi permiți. Îmi pare rău pentru cine n-are părinți de ăștia, nici eu n-am avut. Aie, ne descurcăm. Pot să știu software-ul în care vrei să facă animația? I don't fucking know. Nu sunt gen două software în care se face 3D? I don't know. Dacă ai pus întrebarea asta, probabil nu, cu tot respect, dar probabil nu ești calificat. Adică, serios, nu trimiteți mail dacă știți că nu vă pricepe sau dacă știți că abia ați învățat. Avem nevoie, adică au oamenii ăștia nevoie de cineva care chiar să știe să le facă aia și să nu dureze 12 ani. Deci dacă știți că vă pricepeți la animație 3D,
dați un mail. Dacă nu, este total în regulă, nu trebuie să... Adică, cu tot respectul, dar e posibil ca mai mult să încurci dacă nu te pricepi. Asta încerc să zic. Știi un detaliu măcar despre ce se vrea să fie? Nu știu dacă pot să zic. De fapt, da, cred că ar trebui să fie ok. E gen un zoom out cu o clepsidră. Stai, că ne zice Ruxandra. E gen o clepsidră în care sunt niște oameni și să faci un zoom out din clepsidră, ceva la modul ăsta. Lăsați-mă, chiar mi-am adus aminte de Biserica Ortodoxă care a scos copiii la marșuri anti-avort. Cu ea nicio problemă. E nevoie de construcție 3D de o clepsidră care să fie integrată cu un video ulterior. E nevoie ca clepsidra să fie animată în zoom out plus nisip care să curgă pe obiecte din filmare. Iată. Din ce am văzut nu pare extrem de complicat, dar în același timp dacă... Adică dacă nu ești genul de expert în chestia asta care să zică ok, that can be done, e ok, nu trebuie să te bagi. Adică nu e... E treabă serioasă, nu e... Nu faci pentru mine, știi, să zici căcat, știi? E gen pentru un spot al unui ONG care o spară pe TV, care adică e treabă serioasă, cu tot respectul. Deci construcție 3D plus animație obiect 3D plus animație fluidă de nisip. Astfel le-a dat icoane studenților cu note mari, da, ce te mai miră legătură între BOR și IQ scăzut. Mi-a plăcut gluma asta, bine că icoanele ar trebui date la ăia cu note mici, că ăia au nevoie. Ăia au nevoie să se roage. Încă o dată, programul de la Bucarest Pride este pe pagina Accept. Mâine mai sunt evenimente. Sâmbătă este Pride-ul și de la ora 22 este concert Delia în Q Club. Asta este harta. Vă las link în chat. Uite-l pe Victor. De teologie și pentru mulți ani am trăit într-un mediu ultraconservator în care atunci când se vorbea despre persoanele gay, despre cei ca mine și se vorbea destul de des, se vorbea numai în notă negativă. Practic persoanele gay erau reduse la strict la sexualitatea lor, nu că sexualitatea ar fi ceva negativ, dar în momentul în care o persoană este redusă la un singur atribut, se întâmplă acel efect al dezumanizării. Suntem mult mai mult decât un atribut al ființei noastre. Și niciodată nu se vorbea despre capacitatea persoanelor gay, persoanelor din comunitatea LGBTQ, de a iubi. Șmecher. Trebuie exclamării Pride, merge să nați piția dacă n-ați făcut-o încă. Ia, cât s-au mai strâns? Mă rea că o să vede, că nu mai știu. Cum ajungem pe declic? Erau mai mulți, este nebun? Arg, bravo că ați semnat. Cineva întreabă.
De ce nu sunt mai multe persoane cunoscute gay care să iasă din dulap? Mie mi se pare că lumea de-abia s-a obișnuit cu Marius Montanie și el nici nu prea e activist din câte știu, în afară că s-a certat cu Răduleasca. Păi din motivele pe care le-a zis și Victor, pentru că suntem o societate profund homofobă și atunci să zici la TV că ești queer sau că ai altă orientare sexuală, te rănește în toate modurile posibile, inclusiv financiar. Lucru care contează foarte mult în show business. Logic. Deci, de ce ai face? Adică sunt exemple evidente de persoane queer și la TV și la... De fapt, da, la TV mostly. Care n-au recunoscut niciodată și probabil nici nu o să recunoască pentru că le-ar afecta business-ul, imaginea și așa mai departe. Adică, uite, un exemplu foarte bun este Mario Simen. Mario Simen, pentru că are curajul să zică că e gay și să povestească despre experiențele sale reale sau nu, ca fiind un băiat gay, uitați-vă ce le-a el în comentarii, man. Uitați-vă ce le-a el în comentarii. O iei cu capul. O iei cu capul. La Daria Jane, la fel, o iei cu capul. N-ai cum să nu iei cu capul. Da, nu mai zic de... persoanele trailblazer, cum ar fi Naomi. Păi Naomi a prins-o pe stradă și au ras-o în cap. Și-au luat bătaie pe stradă. Pentru că era o persoană trans. Și s-a dus și s-a mutat din țară și își vede de viață. Bine, asta cu 15 ani, da, tot așa ca idee. Și sunt oameni exact cum era ratatul ăla de mai devreme, în care, știi, te întreabă zi, ce tot zici, domne, atâta că ești gay, a? Ce mă tot fute pe mine grija că ești gay? Și ei cu cap. Și e understandable cu ei cu cap, așa că mai bine taci. Voiam să cer niște reacții la afirmațiile lui Rengle, destul de... nu știu, întreabă alte persoane din comunitate, nu vreau să comentez despre comentariile lui Rengle, dar Rengle nu declarase că acum e doar aliat și că nu mai e partid din LGBT sau mă înșel eu, țin minte ceva, că a zis ceva la modul ăsta, poate este o nebun, că a zis că s-a dus nu știu unde ca aliat. Declarase în 2021, iar de anul ăsta parcă are început că ar fi bi. Da, ok, nu știu, nici nu mă interesează. George Simeon la care paradă merge și Paul răspunde UEFA. Zicea, au zis vreo două persoane în legătură cu AUR și cu alegerile de anul viitor. Și toată această, știi, îngrijorare că sunt un partid fascist și că la de acord, declarativ sunt absolut oribil, nu merită votați, merită scoși în afara legii cu toate căcaturile pe care le auzi și pe care le cer. Însă să nu uităm că AUR este literalmente un partid la fel ca restul partidelor de tipologie kleptocrat, care abia așteaptă să ajungă în niște poziții ca să poată să fure bani și să nu facă nimica, de fapt. Dacă voi aveți impresia că AUR o să se apuce, știi, o să ia niște locuri în Parlament și o să se apuce să unească Moldova cu România, să interzică ungurii și alte căcaturi pe care le mai zic, sunteți literalmente de lulu. Sunt doar declarații și mizerii pe care le fac ca să adune electorat, să poată să ajungă la putere, să fure și să-și vadă de treabă. Asta nu, dar LGBT vor targeta clar dacă au puterea. Mi-am găsit că vor targeta dacă implică un impediment. Adică mi-e greu să cred că o să stea oamenii de la AUR să gândească legi de așa natură încât să fenteze și directivele UE, să nu se bată nici la Curtea Constituțională,
să nu fie reclamă, să nu fie de ăștia reclamanți la ceduri și așa mai. Mi-e foarte greu să cred că o să facă munca asta, pentru că sunt efectiv un partid de semi-analfabeți boșoroci care abia așteaptă să prindă un post la europarlamentare. Dacă vă uitați pe lista aia de europarlamentare, este efectiv laughable. E efectiv laughable. Ce încerc să zic este că probabil, în mare parte, cred eu, părerea mea, că vor doar să pună mâna pe putere alături de PSD ca să poată să-și tragă bani pe dreapta și să nu facă nimic. Lucru care s-a mai întâmplat în trecut, vă reamintesc, nu este primul caz. Încercam doar să iau puțină presiune din anxietatea asta. Știi că vine aur la putere și devine România sta fascist. Nu. Sunt răul cel mai mare din toate partidele? Probabil, sure. Deși îi văd la același nivel cu PSD și PNL din punctul meu de vedere. Dar să crezi că o să facă cine știe, they won't. Sunt efectiv niște semi-analfabeți. Vă arăt listele la europarlamentare. Deci, analfabeți cu nimic altceva în plan decât să fure bani de la buget. Numele surpriză aflate pe lista aur pentru europarlamentare. Avocatul Gheorghe... Băi, sunt efectiv toți oamenii care gen s-au făcut de râs în România. Sunt efectiv toți oamenii care s-au făcut de râs în România de-a lungul timpului. Toți sunt aici. Toți oamenii care s-au făcut de râs în politică vreodată sunt aici. Gheorghe Piperea, actorul Mugur Mihăiescu Garcea și prințul Șerban Dimitrie Sturza. O fostă candidată la președinția apare și ea. Piperea și actualul europarlamentar Cristian Terheș, de asta nu mai zic, sunt capii de lista aur pentru europarlamentarele de anul viitor. Lista candidaților va fi deschisă de avocatul Gheorghe Piperea și de actualul eurodeputat PNCCD, ales pe listele PSD, Cristian Terheș. Băi, de efectiv sunt toți în aceeași barcă. Piperea e cunoscut în spațiu public având numeroase apariții în emisiuni TV, în special la postul România TV. Terheș a fost ales în 2019 pe lista PSD pentru europarlamentar, iar ulterior s-a înscris în PNCCD, adică nicăieri. Prințul Șerban Dimitrie Sturza este pe lista aur pentru europarlamentar. El este descendent direct al domnitorului Moldovei, Mihail Sturza. A nu se confunda cu prințul Dimitrie Sturza, omul de afaceri care locuiește în Elveția. Șerban Dimitrie Sturza apare în 2022 pe lista donatorilor pentru aur, cu suma de 50.000 de lei. Da, deci ați înțeles, da? Dai 10.000 de lei, dai 10.000 de euro șpagă și ții post la europarlamentar. Sunt sărași vai morților, men. Dă-ți seama că 10.000 de euro costă un post de europarlamentar? Că ăsta, dă-ți seama, n-are nicio relație, n-are nimica. 10.000 de euro un post de europarlamentar? De fapt, da, nu, mi-e gândesc că doar atât de puțin. Că scoți de 15.000 de euro mai mulți bani ca europarlamentar. Șerban Dimitrie Sturza este cunoscut în mediile diplomatice și ca președinte de onoare al Asociației Rost, înființată în 94. Vorbește engleza și franceza. Este un adevărat om de dreapta, soț, stat, apropiat bisericii și patriot. Un om al diadu... Oameni, coi, te vezi și pe ce față are. Da, nu, e prea puțin 10.000 de euro pentru post de europarlamentar, e mult prea puțin. Da, și Ramona Brunsels aia morție, cum o cheamă. Mugur Mihăiescu. Mugur Mihăiescu a fost membru UNEPR și al Partidului Verde. Da, apropo, știți că ziceam eu că Partidul Verde că sunt niște țepari și să nu puneți botul să votați Partidul Verde, iată. El a candidat pentru primăria sectorului 5 în 2012. A fost pentru o scurtă perioadă consilierul Gabrielei Firea. Ce interesant. Consilierul Gabriel Virea pentru Centru Vechi, unde chiar el are niște cârciumi. Ce interesant, oare cum a ajuns un proprietar de cârciumi să fie consilier pentru cârciumile din Centru Vechi? Foarte interesant. Foarte, foarte, foarte interesant. Efectiv, eu sunt numai cleptocrați. Și asta, Brunsels asta, Ramona Ioana Brunsels, a candidat la alegerile prezidențiale din 2019 din partea partidului lui Dan Voiculescu. Ea s-a înscris în aur în ianuarie 2023. Radu Baltasiu, probleme cu CNCD pe lista aur pentru europarlamentare, se află și profesorul Radu Baltasiu. El și-a manifestat susținerea pentru aur din 2020. Și pentru mișcarea suveranistă.
Potrivit unor informații publicate în presă în 2012, Academia Română a fost sancționată cu avertisment de CNCD din cauza a două studii în care se fac referiri discriminatorii la comunitatea maghiară. Ambele studii au fost coordonate de Radu Baltasiu. Dar... Costea Peter, promotorul mișcării pentru familie, pro-familie în România. Fițiu Avram, propunere pentru Ministerul Agriculturii. Claudiu Târziu, nu mai zic, da? E efectiv o gașcă de ratați care n-au fost în stare să ajungă să fure niște bani publici sau europeni și s-au găsit aici la aur. Dovada că este plin de cleptocrați este că toți oamenii ăștia sunt efectiv ratați din... Sunt... De ăștia care au avut cariere politice ratate prin alte partide de mâna a doua și acum s-au găsit la aur dintr-o dată, oarecum. Cu siguranță nu cumpărându-și postul de candidat. Nu, nu. Nu accept alt ministru al agriculturii în afară de Petre Daia. Da, iar de lui Mugur Mihăiescu să dea legi fasciste când are de furat bani și de consolidat afaceri în centru vechi. Mă, nu zic că nu s-ar putea întâmpla, în mod evident că nu trebuie susținuți în absolut niciun mod sau ne luați în serios oameni care fac declarații fasciste și așa mai departe. Cercam doar să iau puțină anxietate. Vai, domne, iese aur. În primul rând, n-ai cum să iasă aur. Probabil o să ia un procentaj sănătos, probabil mai mare decât USR-ul, și o să facă alianță cu PSD-ul și o să-și vadă securiști de treburile lor. Și o să avem guvernare PSD-aur și alte partide mici și aia a fost. Distracție, Caterinca. I mean, dacă Mugur ajunge la Bruxelles, asta nu-l face primul drag queen din Parlamentul European? Proși mai sunteți. Nu se poate întâmpla ca în Italia, unde a ajuns extrema dreaptă la putere? Se poate întâmpla orice, te uita pe sondaje? Te uita pe sondaje, ți se pare că e aur în conducere în vreun sondaj? Aur e exact ca orice partid secundar, care, terțiar, care se bate la 15%. Aia e aur. Și dacă iau 20%, își fac cuși cu 7 mâini, la fel cum a fost și cu USR-ul, când au luat 20% de europarlamentare și a fost un eveniment fantastic. Da, să nu uităm, Gheorghe Pipera e bou care nu știe cum funcționează nimic. Iată astăzi, băi, efectiv, niște analfabezi, man. Cu tot respectul pentru oamenii analfabezi, astea efectiv niște oameni care nu știu care e stânga și care e dreapta. Fii atent, postare de la viitor europarlamentar din partea AUR. Este Agenția Națională de Meteorologie o instituție publică? Este. Deci poate să ne furnizeze o informație de interes public răspunzând la aceste întrebări? Cum se calculează oficial temperatura exterioară? De ce există valori atât de diferite ale acesteia? De ce, de exemplu, calculatorul și telefonul smart arată 35 de grade, iar bordul mașinii și televiziunile arată 42 sau chiar 47.5 grade? Este posibil ca temperatura la umbră să fie mai redusă cu 7 sau chiar 11 grade decât cea de la soare? În lunile de... Bă, dar nu era ăla? Unde e ăla cu să... Unde e ăla de zi, de zicea că să ne furnizeze informații despre dungile de la avioane? Nu, el era ăla cu dungile de la avioane, nu? Să ni se zică ce sunt dungile... nu era Pipera. Nu era Pipera, my bad. Era un deputat ex-AUR, credeam că tot el era. Mihai Lască. Deci Mihai Lască, deci deputat, da? Om care e în Parlament din partea AUR. Zice, vă solicit să comunicați, deci către cine a făcut? Da.
către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Vă solicit să comunicați următoarele. Mai mulți cetățeni mi-au trimis înregistrări video cu privire la faptul că pe cer, deasupra și în imediată apropierea zonelor în care aceștia locuiesc, se aflau foarte multe linii albe cu o lungime considerabilă, care persistau ore întregi fără a se disipa în anumite zone cu o putere deloc neglijabilă. În consecință, vă solicit să comunicați dacă aveți cunoștință despre aceste linii albe de pe cer, ce reprezintă acestea și ce substanțe chimice conțin. De asemenea, vă solicit să comunicați scopul pulverizării acestora pe cerul României, precum și cine efectuează aceste pulverizări. Și i s-a răspuns de către Autoritatea Aeronautică Civilă, i s-a răspuns: liniile albe de pe cer sunt urme de condensare lăsate de avioane și se numesc contrails, cuvânt format prin combinarea a două cuvinte provenite din limba engleză. Condensation trails. I-am răspuns, băi, dacă ești prost, nu-i zicem, da? Respectiv o gașcă de analfabet, man, care așteaptă să prinde și un loc călduț să-și asigure pensia. Chestiile astea au fost văzute și răzvăzute la partide precum ăla lui Dan Diaconescu, partidul lui Băsescu, efectiv toate partidele astea care se bat la 10%. Mă rog. Să rupă Tarom tăcerea. Tarom de ce nu zice nimic? Dacă vă face să vă simțiți mai bine, chestia asta este în toată Europa, din păcate. În toată Europa au venit ba la putere, ba au luat rezultate considerabile la alegeri, tot felul de partide de dreapta și de extremă dreapta. Pentru că nu e așa în capitalismul superb în care trăim și în corporatismul superb în care trăim, ăsta este ciclul electoral. Ba vin ai noștri, ba vin ai lor, ba vin ai noștri, ba vin ai lor. Și ai noștri sunt oricum niște ratați. Weak men create hard times. În ce lume informația asta ne face să ne simțim bine, lol? Amin, nu trebuie să facă să simți bine, era doar, cum ziceam mai devreme, poate o mică luare a anxietății în legătură cu... Pentru că sunt aici oameni de 20 de ani care n-au votat niciodată, care au impresia că se va sfârși lumea dacă o să ia 20% la alegeri. O să fie de căcat, o să fie nasol, dar până la urmă ne merităm soarta. Ăștia suntem... Așa trăim. Cum nu și în Spania? În Spania au câștigat alegerile la limită partidul de dreapta. N-au destulă majoritate cât să facă... N-au destule voturi cât să facă majoritate, dar au câștigat alegerile la limită aia de dreapta. Sincer, eu am încredere în viitorul țării pentru că Piperea mi-a fost prof la facultate și nu mergea nimeni la cursurile lui. Nici în Italia nu au dreptul la căsătorie queer people, dar italienii sunt destul de homofobi. Italienii sunt destul de homofobi. Mie îmi place de băiatul ăsta de la primăria Clujului, Boc. De ce nu s-a gândit nimeni să-l facă premier? Da. Câte tunuri să mai dea? Boc mi se pare că e printre puțini oameni care au dat tunuri de-astea în care s-a furat cu sacoșa bugetul țării și încă au rămas în grații. Încă au rămas relevanți în politică.
cum se numea... A fost scandalul ăla cu, în care Boc cu alegerile, cu frauda din 2009 și a mai fost... cum se numea cu aia compania pe care Bechtel? Da. Dar cine, cum mai găsește știri din 2005? Mă, hai că nici eu n-am prins-o la vremea sa și... Dacă uitați, Băsescu, Boc, Bechtel, dacă sunteți curioși de ce țepea mai tras Boc... Boc a fugit vreodată în Grecia? Dar am văzut acum că s-a dus Gabriela Firea cu soțul în Grecia. Și, pentru cine nu știe, Grecia are... Grecia are antecedente că nu trimite oamenii înapoi în... Doamne, mi-a murit creierul, cum se numește? Că nu extradează. De exemplu, Sorin Oprescu, care trebuie să facă pușcărie în România, s-a dus în Grecia și Grecia refuză să-l extradeze în România ca să facă pușcărie. Și am văzut acum că s-au dus ăștia doi în concediu și sunt curios dacă s-au dus în concediu, că s-au dus în concediu sau s-au dus cu alt scop. Se duc, au excursii cu cetățenii din voluntari, am colegi la muncă care se duc pe banii primăriei acolo, poftim. Da, men, da, cu autostrada pe hârtie, dar nu mai știu... Știu că a fost o țeapă de-asta legendară, numai că nu mai știu detalii, nici eu nu eram adolescent recu când s-a întâmplat aia. Mă rog. Ce s-a mai întâmplat pe internet? Care-i faza, de ce nu vor să le extradeze? Am citit la un moment dat, nu știu, au ceva legi de-astea stupide. Ăla a invocat pe drepturile omului că nu e, zic, că nu e tratat. Nu mai știu, era ceva că... Că ăla a reclamat la greci că sunt condiții inumane în pușcările din România și grecii, vezi, Doamne, au zis că a, ok, și de-aia nu-l trimitem înapoi. Ceva la modul ăsta, nu mai țin minte, am citit acum ceva vreme. Noi uităm la imobiliarele aia de pe TikTok de la Aduna Bușa cu 25 de săptămâni. Păreri? Life in plastic. Fantastic. 9 de metri. Ten, 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 ten. Bă, m-am jucat... mi s-a făcut dor de Dead by Daylight. Și mi l-am reinstalat și m-am jucat singur. Doamne, deci m-am enervat atât de tare. M-am enervat atât de tare. Este absolut oribil să joci solo. Este absolut oribil. Și da, mi-ar mai plăcea să mai jucăm cu oameni de pe aici. Iar și ajung acasă în aia. Mulțumesc de diagnostic, prieten drag. Mai multe insule din Grecia ard at the moment, Corfu, Rodos, etc. Ce părere ai de asta?
De ce taci? Corect. Părere încălzire globală? Părere incendii? Incendii, not the vibe. Nu vreau să-l dau diagnostic prietene, e un spectru și e foarte larg. Ok, omule, mulțumesc. Ți se pare corect față de greș sau ești prea turc? Ce preferi, ca și copilul tău să fie dependent de aparate sau să facă parte din LGBT? Păi, întreabă-l pe fractul. Că el știe. Te-ai prins? Dacă unde ai prins, te explic. Bine, ce relaxant e că suntem de puțini. Merge chat-ul mai încet. Văd mai ușor oameni de care pot să mai râd din chat. Foarte relaxant. Mă bucur că este insula iubirii. Chiar e frumos. Deci suntem așa puțin? Păi cred că e din cauza că am avut o discuție serioasă cu Victor mai devreme și că e și insula iubirii. Am observat că în fiecare joie sunt gen 700-800 de oameni în minus pe stream, că e insula. Foarte bine. O gami pe grindul ăla bun cu țâțe în thumbnail. Let's go. Respect. Ce ceas ai? Un ceas comunist. Se numește Racheta. Și scrie jos că e făcut în URSS. Păi foaie ăla pună și ceasul are comunist. Cam centrist, imogen, reacția lui la tine. Nu știu despre ce vorbești. Da, Doamne ajută. Mica sirenă, recenzie film. Nu, mulțumesc, Marius. Voiam să fac chestia asta, dar mi-a trecut entuziasmul. Voiam să-l invit pe Marius să dezbatem filmul Barbie. Pe Marius de la încă ceva. Să dezbatem filmul Barbie în timp ce eu mă joc Barbie's Horse Adventures. Da, oricum m-am dezentuziasmat la idee. Da, fredonez ursul jucăuș, da, chiar asta făceam. Ai văzut că au avut ăștia în Senatul Americii testimonial despre extraterestri? Da, frățioare, au de dat o gaură în buget și nu mai știu cum să mai ia atenția la fraieri. Numai că nimeni n-a pus botul, efectiv toată lumea doare la banană. Efectiv doare pe toată lumea la banană de faptul că a zis unul că a văzut el extraterestri. Băi, dar nu știu cum numai în SUA apar extraterestri ăștia. Nu știu, n-am auzit și eu de niște extraterestri din China, din Rusia, din... Numai în SUA apare, dracu. Nu știu cum dracu să faci. Și face Mircea Joană campanie de PR. A fost la podcastul Murfat Larg sau cum dracu se numește. Crezi că candidează? Deci nu e nimic mai cumplit decât război. E ceva... N-ai făcut și nu niște caption-uri. N-ai făcut și niște caption-uri. 0-0, intro, tare. Absolut cumplit și
la câteva sute de kilometri de noi. E Nosferatu. E frontul de luptă, hai să nu exagerez, la aproape 1000 de kilometri de noi e frontul de luptă și acolo se întâmplă. A 1000 de kilometri? Vezi că bombardat ăștia ieri la Galați. Zi bucurii cu botezuri, nunți și informații, măcar atent. Dă-te așa că și-a luat pixul să noteze. Gestionate. Suntem în fața unui secretar NATO, nu căcat. Și am văzut foarte multe perspective. A zis că n-are nimic concret, că nu știe dacă va candida. Păi, da, ăsta e răspunsul pentru îmi doresc să candidez și... Asta e cel mai important, dacă își dorește el sau nu să candideze. Că de acolo încolo trebuie doar să ia. Și la ce opțiune are PSD-ul pentru președinție, a.k.a. n-are, acum și cu Gabriela Firea moartă. Am învățat că de cele mai multe ori oamenii care vin și spun cu tărie că știu cum s-a întâmplat un lucru sau știu cum se va întâmpla un lucru mai grav, sunt oamenii care de fapt și de drept nu au informații aproape deloc sau au informații total neverificate. Războiul a redevenit pentru scurt timp, ce-i drept, a revenit în prim plan odată cu toată nebunia ce s-a întâmplat cu Prigojin, acea tentativă de puci cum o prezintă unii, acea cacealma cum o prezintă alții și... am observat că poziția atât a NATO cât și a Statelor Unite ale Americii a fost una cât se poate de rezervată cu privire la treaba asta, pentru că cel mai probabil informațiile nu sunt suficiente cât să poată să spună că, domnule, uite, asta s-a întâmplat de fapt sau cel mai probabil. Păi, Oxigen Records, tu ești ofițerul meu serii de serviciu, ce trebuie să faci aici? De unde ești toate? Te-am mai văzut și mai devreme, de unde ești toate astea? Ești ofițerul alocat mie? Probabil asta s-a întâmplat. A fost un eveniment cel puțin ciudat, intens discutat, dar care a readus războiul în prim plan și unde din nou s-a pus problema dacă mai are Putin puterea pe care cel puțin ne-o prezenta prin instrumente. Oi, ce întrebări pune Radu Țibulcă? Întrebări pe subiecte pe care le stăpânește. Interesare de propagandă că o are. Bun, informații sunt. Acum, întrebarea e cum le folosești. Aliații americani și britanii și alții, înainte să înceapă războiul în februarie anul trecut, acum 500 și vreo 5 zile, cred, dacă numărăm, am știut că va începe războiul. Și, într-un fel, cred că au împărtășit informații foarte sensibile. Astea sunt chestiuni culese pe sisteme de informații, de culegere de informații. Și le-au împărtășit cu noi toți în alianță ca să nu mai pățin ce a fost în 2014 când s-a ocupat Crimea și timp de vreo două săptămâni chiar și la noi... Okay. Da, măi, omul a avut, nu mai știu ce boală a avut, omul a avut boală nasoală pe care a bătut-o, de-aia a arătat așa nasol. Leucemie, parcă. Bă, de-aia mă întreb, cum era frate cu Joana președinte în loc de Băsescu? Mă tot întreb, cum ar fost cu Joana președinte? Da, de fapt, cred că ai fost nasol, că la cât de clavie, cred că l-ar fi făcut ăștia pe degete, cum ar fi vrut. Nu mai făcea nimeni reclamă la păcănele. Dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Băi, când vă zic că am cel mai wild feed pe canalul ăsta de YouTube, pe care gen mă uit la chestii care mă uit doar cu voi, gen. Dovezi ale existenței lui Dumnezeu, cuvântul creator, episodul 107. Vântul era liber dacă ieșea Joana Dău? M-a regăcat. Mie că era vântul liber sau nu.
Zi, bă, și de recorder ceva, nu fi chitră. Ce vrei să zic, frățioare? Nu știi canalul de YouTube Recorder? Are nevoie de publicitate la mine pe stream? Sau ce vrei exact să zic? Ce vrei exact să zic? Zim să te lămuresc. Mircea Geană nu e soțul lui Bahmuțeanu? Ba da. Au divorțat la un moment dat. Zi de strike protest din Hollywood. Wow, ai ratat stream-ul de acum 2 săptămâni. Ai văzut ce greșeală au făcut Recorder cu datele? Nu știu despre ce vorbești. Nu m-am uitat la ăsta ultimul. Ăla era Prigoană, nu, ăla era Prigojin, de l-au trimis în Belarus. Da, mă voi uita la un video de o oră, la 12 noaptea de la Recorder. Știți când ne uităm la alea de la Recorder, nu le găsesc potrivite pentru stream, că gen, na, oricum s-a uitat lumea în timpul său liber și putem să le comentăm după dacă e ceva de comentat. Nu mă uit că nu e nimica de comentat, stau să mă uit o oră la un video. Contentul meu este transformațional, ok? Nu, serios, chiar mă enervez să stau pe stream să mă uit în gol o oră la un content. Poți să faci un scurt rezumat de ce Joana nu ar fi ok ca președinte, neironic? E efectiv aceeași șleactă de securiști ca toți ăia lansați în anii 90-2000 și pare și un om foarte slab de caracter care poate să fie făcut pe degete de oricine. Pentru că așa a apărut și când a candidat împotriva lui Băsescu și de-aia și pierdut în fața lui Băsescu, care era popula lui. Dacă vrei să intru în 15 minute de alte subiecte, poți să uiți la istoria politică a PSD-ului din partea cui o să candideze, ca să vezi de ce n-aș vota un candidat PSD. Pe cine ai considera a fi mai bun președinte? Scrie cineva cu caps lock. Pe mama. Nu știu, de ce vrei păreri politice pe chestii pe care nu se întâmple? Că dacă vrei să dau un răspuns realist, pe nimeni. Pentru că nu o să candideze cineva care e cât de cât ok la președinție. Pe Buhnici, da. Pe Chielu, da. Din toți oamenii care o să candideze, nu o să fie nimeni care zic, da, ăsta este un om bun de votat. Că o să ajungem în exact aceeași situație ca întotdeauna, în care O să ne batem între noi să decidem care e rău cel mai mic. Iese Frostpunk 2, let's go. The world turned against us. Yet we survived. Asta e de acum un an. E un trailer de acum un an, man. A ieșit și Frostpunk 2? A ieșit? E ieșit? Nu, iese în 2024. Mă cac pe voi. Da, am încercat anul 1800. Este heroină digitală. Îmi plac prea mult jocurile de genul ăla. Nu pot să mă opresc să le joc. Adică intru în ele și efectiv stau 8 ore legat acolo și nu ies. Se face 5 dimineața și pe urmă mă ratez toată ziua de-a doua zi. Vreți să vă arăt ce am jucat ultima oară pentru 6 ore? Stai că vă arăt. Efectiv am jucat 6 ore neclintit. Mă rog, m-am mai ridicat, dar gen am jucat 6 ore în continuu acest joc, fiți atenți. Se numește Mini Metro. Okay, i-am dat play acum ca să înțelegeți. Sunteți pregătiți? E gen un joc în care selectezi o hartă de metrou dintr-un oraș al lumii. Gen
New York, să zicem. Și conectezi linii de metrou. Și azi tot ce faci. Și m-am jucat 6 ore acest căcat. Acum apar stații de metrou. Trebuie să le conectezi. Vezi? Și este foarte addictiv. Și poți să faci linii noi. Bam. Da, a apărut linia unde am pus eu. Știa ce face. Ce stai jocul? Asta am jucat 6 ore. Am linie nouă. Îți dă linii noi de metro până ți se face rău și pierzi. Am muncit 6 ore, true. Am muncit 6 ore. Am linie nouă. Îi dai așa până ți se face rău. Mai punem o locomotivă. Prietenul tău șomeg, miercuri la 3 ziua. Nu schimbam una. Bine, le-am făcut ca dracu, doar ca să facă, adică, oribil făcute liniile. Și trebuie să nu lași punctele astea să se aglomereze. Gen, triunghiul trebuie să ajungă la triunghi, cercul trebuie să ajungă la cerc și așa mai departe. Și îți dă din ce în ce mai multe forme până e prea... Nu e prea greu să ții pasul. Gen, asta e o linie foarte proastă pentru că sunt numai cercuri și n-are unde să descarce triunghiurile sau pătratele. Uite, acum o să aibă unde să descarce. Joacă pe creative mode? De ce? Ce e pe creative mode? N-am încercat niciodată. Așa au făcut metrou și în drumul taberii. Exact așa a fost. Este absolut oribil de proastă această linie de metrou. Dar aparent it works, so... Asta am jucat 6 ore. Am făcut absolut oribil toate aceste linii și cumva încă nu e overwhelmed. Dar it's gonna get overwhelmed soon. Mai ales asta, it's gonna get overwhelmed. Ia două locomotivă de aici, bag-o aici. Dă bă asta. Nu știu, prieten drag, du-te și vezi dacă merge sau nu pe telefon. Se numește mini metro. Dar cât de simplu e, că e și variantă de mobile.
Uite, ne-a dat linie nouă. Avem linie nouă. His job is just Subway. Era al reco, mă, ați înțeles, gen apar de-astea în continuu. Iar acum vreau să iau un joc, vreau să iau un de-asta, gen, să-l joc serios. Om enervat. Hai top în New York. Și îți dă aici un număr de poduri pe care poți să le faci, știi? Adică nu poți să faci poduri la nesfârșit și trebuie să calibrezi în funcție de treaba asta. Bine, Muna, hai, poți spui categorie dacă tot te-ai oferit. Ce sunt chestiile alea albastre? Ce chestii albastre? Nu e nicio chestie albastră. Este că la mente nu există culoare albastră pe ecran. Asta e apa, prieten dragi. E apă. E doar apă. Am pus o locomotivă să degreveze un pic, m-ați înțeles? Și ideea e să ai liniile astea să treacă prin cât mai multe forme ca să poată să colecteze, că vedeți, gen aici a apărut triunghi. Triunghiul ajunge aici, îl descarcă și merge mai departe, până la capătul linii. Și dacă nu are aceste forme, dacă nu are, să zicem că eu făceam linia până aici, făceam linia până aici și are gen pătrat. E, el pătratul lasă aici și îl așteaptă pe ăsta roșu să ia pătratul, în loc să-l ducă el la pătrat. Ai înțeles? Mai înțeles sau nu mai înțeles? Îi lasă pe toți în drumul taberei dacă nu au unde. Și vezi, ăsta de-al recu îți dă numai forme asemănătoare pe părțile astea. Dar recu, ca să-ți fie greu și să se aglomereze liniile. Că cu cât sunt mai multe forme identice, cu atât se aglomerează mai tare liniile. Și asta de, este din cauza că e gen una singură. Gen Sanchi, obiectiv turistic. Și steaua asta la fel, o să apară pe aici peste tot. Și practic trebuie să ia steaua de aici, să o duc aici, ia uite. Invers, mă rog, ați înțeles. Acolo e Ghencea. Acum sunt curios să le încerc și pe restul din seria asta, că mai sunt încă două, dacă nu mă înșel. Vezi, dar cum dă numai cercuri aici, ca să trebuiască să ajungă în centru. Pătrat triunghi, să trebuiască să ajungă în centru. Uite, vezi, asta deja e, uite, deja e full. N-am mai putut să mai ia. Și aici începe să se aglomereze. Dacă se aglomerează prea tare, începe să-ți dea un timer și dacă nu degrevezi, oprește jocul. E, și când se pare că ai făcut o complicăciune prea mare, vii aici frumos, le ștergi pe toate și le reorganizezi. Și o să mutăm punctul central, cred că aici la pătrat. Da.
Facem asta linie internă. Și aici mai avem una, bam. Nu prea îmi place, dar should be fine. Hai să vedem cum merge. Cum dai flash pe mid? Ok. Ia uite ce s-a aglomerat aici. Ops, nu aici voiam, aici voiam. Asta așa. Asta așa. Asta așa. Și asta așa. Și asta e că niciodată nu poți să faci linii de metro exact cum arată ele în orașele reale, pentru că tot apar de-astea care sunt complicate, știi? Gen, se popuiesc statele astea de metro total aiurea. Și n-ai cum să le faci visually pleasing. O singură persoană mai e live pe Twitch cu mini-metro, respect către dumnealor, oricine ar fi. Știam că aici o să-mi o dea. Nu cred că au harta Bucureștiului. Au harta Bucureștiului pe ăsta, mă îndoiesc. Ia uite, deja nu mai are loc să le ia. Au harta Bucureștiului? Nu cred că am deblocat-o. Nu cred că am deblocat-o. Ai mai primit o linie. Stai viața mea liniștit că știu că am mai primit o linie. Vezi de treabă. Ce aglomerație aici. Putu-ți inima, uite unde mi-a pus. Dal dracu mi-a pus acolo. Acum trebuie să o restructurez și pe asta. Dal dracu. Am un triunghi aici, deci trebuie să fac conexiunea la pătrat. Ia să vedem. Ia uite, le full. Nu mai știe de el. Aici e prea puțin o locomotivă pentru asta. La fel și aici.
Uite, e full. Nu mai știe de el. Uite. S-a aglomerat și acum pierd. Dacă nu le ia în timp util, pierd. Dar uite că a venit în timp util. A, dar nici nu mai are loc. Dar al dracu mi-a pus acolo. Dar al dracu să pierd. Mamă, stai că e haos fantastic asta. Trebuie să facem restructurări la MetroRex. Cum să facem? Facem așa. Bam, bam, bam. Uite, vedeți că sunt, e pătratul e doar aici, pe Manhattan. Aici trei pătrate. Și în rest n-ai, ca să-i oblige pe ăștia să vină în centru. Hey, Mikler! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru ride. Vă salut respectuos. Am început să leagă la oameni ce... A, nu mai am pod, ok. Super. Am început să leagă la oameni ce joc stupid... Ce joc stupid am jucat pentru 6 ore și acum am intrat în el și am început neironic să mă joc din nou. Vă salut respectuos. Bună seara la toată lumea. Ca să economisim un pod, m-ați înțeles? Ok, linia asta e oribilă. Este absolut oribilă, linia asta o să se aglomereze instant. Nu, e mult prea mare. Este mult prea mare. Uite, e plin de pătrat. E plin de pătrat și de stea, de trebuie să-l lase aici. Are al recu de viață. Muna. Na, cred că pierde. Ah, oh, fuck. Mai e una aici. Ah, dar asta am uitat complet. Eu am făcut, dar asta am uitat complet. Nu știu cum să mai pun. Absolut oribil. Nu, no, pierdem acum. Și mi-e lene să le... Da, super. Bun. Să luăm de la început. Deci... Asta e una. Asta e una. Nu, nu e bine. Nu e bine. It is not good. It is not good. Deci pe asta o știm clar. Asta e așa. Easy. De ce-mi faci pod? De ce-mi faci pod când poți să iei pe uscat? Futu-ți sănătatea, mă, te uite, eu iei așa pe uscat. De ce trebuie să-mi faci pod? De fiecare dată când îmi face pod de ăsta, îmi consum un pod de aici. Firia, mă, tarecu. Ah! Ideal este ca aceste linii să se unească la un moment dat. I think this should be fine. Hmm.
pe centru să avem una globalizatoare. Gen. I think this is gonna fail, but... Ah, nu e bine că trebuie să fie unite, fuck. Mai sunt steluțele și... O să fac aglomerații mari aici. It's gonna make big agglomeration here, you see? Mai avem poduri? Mai avem un pod. Cacinil. Hai să vedem. Aolo, aici e o singură loc. A, nu. Sunt trei, ok. A, și pula, că n-ai unde să le ducă. Da, ok, s-a aglomerat. Bine, Melene, să mai fac din nou. Da, ați prins ideea, unde-i București? Cât de mult trebuie să... M-ați mințit, nu e București, așa e? Tu vă în gură să vă fut. Nesimțiților. Nesimțiților. O fie rușine. Și mă rog, încep de la de-astea super simple și ajungi la de-astea mega complexe. Gen cum e... Să nu l-am jucat. Și pe ăsta. Cum e Stockholm. Unde ai părâu, linsule și așa mai departe. Like this is horrible. Că gen tot așa te depinzi de tuneluri și trebuie să organizezi astea încât să folosești cât mai puține tuneluri. Deja mai am două tuneluri și o să-mi pun aici, 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 o să-mi pun aici. Iau-te-l. Da, hai, punem aici. Ok, acum e stupid că stai așa. Da, de fapt nu e stupid. Da, efectiv nu înțeleg cum funcționează căcatul ăsta. Aha, ok, asta voiam. Mm.
Taci, bă, că aici e centru turistic. Aici vine lumea, pe insulă. Nu mai ziceți voi mie. Mai dăm o locomotivă, să nu zică. Și acum mi-l pune pe ăsta aici, hai. Da, eram sigur. Și acum nașpa, că nu mai ai de-astea. Vezi? Te mai las. Acum trebuie să regândești toată asta. A, nu putem să facem așa. Super poziție aici. Hai că merge până acum, ne descurcăm. Tare. Nu știu dacă vreau asta. Ia, și acum mai fă, că nu mai ai poduri. Ia și fă. Ia și conectează-o pe asta. Acum stai și reorganizezi totul ca sclavul. Să zicem. O să aglomereze imediat, dar hai să zicem. Hai mă, nene. Că ăsta, stai când vreau să o... Da, e 4 euro pe Steam. Stai și-a jucat sclavul toată viața. Da, mă, că nu-s prost, nu s-a aglomerat așa tare. Urbanist scrie pe mine. Nebunesc. Și gen devine, e așa din ce în ce mai mult. Și e... Ea își conectează. Ia-ți de-n cum conectezi. Efectiv asta e, ia-ți de-n cum conectezi pe asta. Te obligă practic să... Mă obligă practic să rup un nod de aici. Și aceste două linii să nu mai fie conectate pe ambele părți. Și
astfel se aglomerează în draci, pentru că trebuie în loc să mă ajute cu linia asta, să degreveze de pe linia verde și pe linia roșie, acum stă doar pe linia verde. Ah, dar nici nu pot. Se iau top aici, așa. Da. Că altfel n-am cum. Da. Yeah, that's stupid. Dar e și proastă linia asta. Da, nu e așa proastă. Oribil. Absolut oribil. Și facem asta stații mai mare. Putu-ți inima, mătii, să-ți fut. Da, și uite, linia roșie nici n-are pătrat. Da, e ok că e aici. O să pierdem destul de repede, da? Oh. Absolut oribil. Dar puțin lume știe exact așa arată metroul din Stockholm. Efectiv ai pierdut, n-ai ce să mai faci. Sunt sigur că ai ce să faci, dar... Deși nu cred că ai ce să faci. Câte poduri avem noi? Avem 5 poduri. Ai unul aici. 2. 3. Dar n-ai destule linii. Trebuie să mai iau o linie. Da. 1, 2, 3, 4. Da, n-ai ce. Trebuie să mai iau o linie. Tabelicarasu. Folosești prea multe resurse. Ok. Soluția. Fiecare își cumpără mașini. Oh. Ah, dar pe urmă nu mai putem să le mai conectăm între ele. Da, n-avem cum să le conectăm între ele. Că tu poți să faci asta cu toate podurile. Dar uite, de exemplu, pe linia roșie n-ai pătrate. Așa că trebuie să te duci aici. Da, păi cred că e GG. Right? Cred că este GG. Ia Boston. Am încercat să caut după harta metroului și să fac la fel, dar it doesn't work like that. It really doesn't. Pentru că stațiile astea te apag random, se apag ca pe o linie normală, știi? Bună seara, Insula Iubirii, este în flăcări. Ok.
scoate aia de acolo, cum să scoate firea al dracu să fii? Aia zic și o mână. Cum scot? Ia, dă-mi-ne aici. Dă-mi-ne aici, fii șmecher, dă-mi-ne aici. Nu, aici am dat mai departe. Fuck. Hai mai repede! Dar dracu face numai triunghiuri, că știe că triunghiul e departe, firea al dracu să fie. Dar dracu face numai triunghiuri. Ia, joc-o pe asta. Joc-o pe asta de aici. E nenorocit. E nenorocit, știe ce face. Știe ce face real recu de joc. Ia jocul. Joc-o pe asta. Ia, descurcă-te. Real recu de viață. Ai două tunele pe o insulă. Nu? Și ce? Dacă mi-ajung, dacă-s destule. N-am destule linii, aia e problema. Se iau tunele sau linie? Dacă îmi trântește aici o stație, o să-mi jur că n-am luat tunele. Se iau linie. Asta n-are cerc. Futu-ți inima, mătii, să-ți fut.
Merge? Cred că merge. O, liniștește-te. E puțin peste mână, dar merge. Nu prea e bine că nu sunt intercalate între ele. E bine să fie cât mai intercalate ca să poți să degreveze una pe alta, din câte am observat. Da! Aici e piața sfatului. Aici e vatra satului. Da, nu o să cedeze linia asta galbenă în curând. Hai, dă-mi una aici. Dă-mi una aici. A, dar uite că am salvat o căică de tunele făcând mecheria asta. Dar o să încarce rapid. Din cauza acestei mici șmecherii. Ia uite. Asta s-a întors gol. S-a întors cum la goală. Ce faci, băi, nenorocitule? Că merge treaba la Metro X. Mai o linie. Hai, pune-mi aici. Pune-mi aici, hai. Știu că vrei. Pune aici. A, ai pus-o aici. Băi, ești nesimțit? Stai așa. Nu mă găbi. Și acum următoare aici. Următoare aici. Următoare aici. Fii nenorocit, pune-mi aici. Fii jegos. Aici pune. Și de enervant că gen eu de aici nu pot să fac gen pe linie, pe linie dreaptă fără să mănânce tunelul. Nu, trebuie să fac tunel neapărat. Păi să mă contacteze Ministerul Transporturilor, că văd că muncesc pe Moca. This is not that bad. Adică... Seamănă cu ceva real. Bă, niciodată n-ar fi o stație atât de tranzitată, dar seamănă cu ceva real. Problema e că n-am deloc triunghiuri pe aici, vedeți? Toată insula asta e cu zero triunghiuri și asta la fel. Zero triunghiuri, așa că ăsta e singurul triunghi. Și aici jos, când de aici jos n-ai stupit să conectezi. E țeapă, aia e problema. Hai, conceptul de țeapă e o problemă mare în țara asta. Am-o mai repede. Hai, pune ăla aici, că știu că vrei, norocitule. Și ești foarte soothing muzica asta. Să luăm tunele? Ar trebui să iau tunele, da. Inima mătii. Uite unde mi-a pus stația. Dar al dracu a făcut.
Hau, că nu e așa rău. Chiar arată bine. Se sufocă stația asta, dar arată bine. Bă, că merge treaba. Ia uite-l. Ia la dracu de nenorocit. Nu v-am zis eu? Vă zic că nenorocitul aici o pune? Nimeni cu opinii problematice în chat? fuck, trebuie să iau interchange-ul. Asta unde vine? Că aici vine, nu? Dar par destul de relaxați. Că nu se prea... Nu se prea aglomerează niciunii. Da, nu, da, te spun pe albastru. Da? Oh, pare ok. Pare sănătos. Ia, pune-mi una aici. Pune-mi una aici, să mor tu. Să mor mă, dar nu-mi pui una aici. Aici am pui, nu? Aici am pui să te fut în gură, nu? Aici punem. Pune-mi aici stație. Pune-mi stație aici. Aici, pune-mi aici. Pune aici. Aici. Putu-s morții, măi. Putu-s sănătatea, măi. Putu-s morții. Nenorocit, man. Un joc nenorocit. Ia, îți mai dau o locomotivă, ce să facem? Avem ce să facem? Nu, că nici nu mai avem tunele. Deci, mă, putem să facem rost de tunele. Putem să facem rost de tunele, dar n-ar avea sens să conectăm cu asta galbenă. Asta verde e cam useless aici, dar... Actually nu e useless, că degrevează aici, în zonă. Da, nu e useless deloc. Ia uite, mi-a mai pus una. Ia-l recu să fie. Asta e și cu steluțe. Stai să vezi ce trebuie să ajungă steluțele astea pe aici. Dar văd că asta roșie e ca în goală. Linia roșie. Iată și pe galbenă. Văd că nu prea e cerere. Așa. Să iau linie sau tunele? Luăm tunele. Luăm tunele. Oare ajută să le unesc pe astea? Nu cred că ajută. Să unesc astea roșii, dar nu cred că ajută. Gen așa. Ajută la ceva oare? Mă îndoiesc. Da, ok, m-am înșelat, mai trebuie aici. Linia de aici. Cum rup linia de aici? Lasă-mă să rup linia. De ce nu mă lași să rup linia? Nu mă lași să rup linia. Lasă-mă. Lasă-mă să rup linia. Futu-ți inima, mătii să-ți fut. Nu mă las. Dar la dracu nu mă las. Thank you.
Ah, ok, sunt prost. Cum rup linia de aici? Cum rup linia de aici? Nu pot. Prost. Reorganizare. Căci linia asta verde nu e folosită eficient. Reorganization. Reorganization. Ce asta nu-mi place. Reorganization. Câte linii am? Încă 3. Ok. Mai am încă 2. Tunele? Mai am 9 tunele? What? Mai am 9 tunele. 4. Ah. I don't know, is this good? I think it is. Asta roșie e cam lungă, linia roșie e cam lungă. Nu-mi place că e atât de lungă. Dar nici nu am ce să-i fac. Adevărul este. Nici nu prea am ce să-i fac. Deci cea mai aglomerat o să fie asta albastră. Da, vezi, asta roșie e mult prea lungă. Este straight up mult prea lungă, asta roșie. Ce urât arată. A, e o singură daia acolo. E o singură locomotivă pe verde. It is not combination.
Așa. Put. A început să aglomereze. It has started to agglomerate. Because we don't have triangle here close. It has started to agglomerate. Yeah. Ah, hai că mergi. Ia-l, racu să fic, mi-ai pus în cod asta aici. Not bad. Corul ăsta chiar nu e rău pentru ce am făcut până acum. De capul meu. De ce? Ah, ok, mai avem o linie nouă. Avem o linie nouă și două pasaje. Păi dacă avem o linie nouă, chiar arată ca pula, bă. Și asta e la mare. Și mai facem una mică. Așa. Și nu mai am tunele. A, bă, da. Mai facem una mică. Așa. Look like shit. Ah, it's not that bad. Might work. Asta galben e prea scurtă. Și mai lungi eu cumva, dar nu cred că am cum. Mai am tunele? Da. Nu mai am voie, nu mă mai lasă. Prea multe linii acolo. A, nu, trece deja prin el, ok. Looks stupid, but let's try it. Ok, unde mai trebuie? Aici mai trebuie. Aici mai trebuie.
Arată ca curul, dar... Da, știu că mai am o linie, dar... A, ai dreptate, aș putea să folosesc dacă tot o am. Mersi. Bine, păi atunci hai să mai reducem din asta roșie. De ce mi-ai zis? I was liking it. De ce mi-ai zis? De ce mi-ai zis? Am mâncat în cur. Iau de aici. Iau de aici, nu vreau aici. Iau, retrage-o, futu-ți inima, măti. Siria lăracu. Așa. Și aia rozi e aici. A, și am ajuns la configurația de la început, morogles. A, mai am două nefolosite. Mai am două nefolosite. Doamne, deci urăsc atât de... Doamne, urăsc atât de tare căcatul ăsta când faci un planning nou și pe urmă ți-apară o de-asta din cur. Literalmente din cur. Putu-ți inima, măti, să-ți fut. Ce mă pune să fac? Mai simplu așa. Oh, ce urli, ia. De câva te-ai mort. Vedem. Ah, că merge treaba. The job is working, if you ask me. Thank you.
Ia, pune-mă de asta aici. Pune-o aici. Să mor tu, dar nu pui aici. Nenorocește-mă pe viață. Să cam aglomerea aici. Să cam aglomerea și pierdem jocul. Dacă nu dezaglomerăm. Dezaglomerăm și noi? Dar dă-mă să mai iau locomotive, că nu mai știu de unde. Să nebunesc. Nu mai avem locomotive. Ăsta n-a luat nimica. Ăsta n-a luat nimica cu el, a trecut pe acolo și n-a luat nimica cu el. Păi de ce v-am mai angajat? Nu vă spărați. Cred că-l pierde în chat. Hai, gata, și așa-i târziu. Doamne, asta tu oare și m-a jucat cu catul ăsta. Da, vedeți, asta ziceam. Vă urez o seară respectuoasă, oh, și plină de voie bună și toate cele bune, și vă mulțumesc că ați semnat petiția și vă dau și pe Instagram să o semnați dacă nu știți pe ce e vorba. Pupici, toate cele bune, noapte bună, dați follow-ul lui Mavro dacă n-ați făcut-o încă. Pa!